Moartea este o parte complet naturală a oricărui organism. Cu toate acestea, asta nu înseamnă că ea a fost complet acceptată. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au căutat o metodă de a evita moartea sau chiar de a-i aduce pe cei care au decedat înapoi la viață. Totuși, toate încercările noastre au eșuat, cel puțin până acum. Odată cu dezvoltarea domeniului medical, oamenii de știință au căpătat o înțelegere mai bună asupra ceea ce înseamnă să mor cu adevărat. Ești pasionat de tot ceea ce ține de spațiu și vrei să afli mai multe despre univers? Abonează-te la canalul nostru pentru mai multe videoclipuri ca acesta și nu uita să apeși clopoțelul pentru a ști când apare mai mult content fascinant. Ce înseamnă să mori? Înainte de toate, hai să definim ce anume înseamnă mai exact să mori. În general, moartea este un proces treptat. La majoritatea oamenilor pe moarte, sistemele normale ale corpului încep să funcționeze mai lent. Inima bate puțin mai încet sau cu mai puțină forță, astfel încât sângele este mișcat în jurul corpului mai încet. Acest lucru înseamnă că atât creierul cât și celelalte organe primesc mult mai puțin oxigen decât au nevoie, ceea ce înseamnă că nu funcționează la fel de eficient. Atunci când creierul primește mai puțin oxigen decât ar trebui, este afectat și felul în care persoana care este pe moarte gândește și reacționează la situații. De asemenea, sunt afectați și hormonii produși de creier, ceea ce influențează modul în care funcționează alte organe. În timp, inima se oprește definitiv, iar persoana încetează să mai respire. În doar câteva minute după, creierul încetează să funcționeze complet și pielea începe să se răcească. Totuși, acesta nu este un proces atât de exact precum ne-am imaginat la început. În timp ce se aflau într-o drumeție în munții Pirinei din Spania, Audrey Mesh, în vârstă de 34 de ani, și partenerul ei, Rohan Schoman, au fost cuprinși de frig. Mesh a fost în starea cea mai gravă, inițial nu mai putea vorbi, însă după ceva timp ea a căzut amorțită în zăpadă. Schoman a încercat să-i simtă pulsul, însă degetele sale erau mult prea amorțite. A încercat mai apoi să-i verifice respirația și bătăile inimii, însă nu a putut simți niciunul dintre aceste procese. Cu toate acestea, Mesh a supraviețuit. Conform medicilor, ea a dezvoltat un caz sever de hipotermie în timpul excursiei și nu ar fi supraviețuit dacă nu ar fi fost ținută în viață de o tehnică nouă. Timp de 6 ore, Mesh s-a aflat în stop cardiac. Însă, într-o întorsătură rară de situație, chiar hipotermia a menținut-o în viață, în timp ce inima ei nu mai bătea. Un elicopter a salvat în cele din urmă cuplul, însă, deși bărbatul s-a aflat într-o stare bună, Mesh nu prezenta semne vitale, iar temperatura corpului ei era de doar 18 grade Celsius, cu mult sub valoarea normală de 37 de grade. Totuși, medicii nu au renunțat. Ei au conectat-o pe femeie la o mașină de oxigenare cu membrană extracorporală, un dispozitiv medical de ultimă oră care îndeplinește aceeași funcție ca și inima și plămânii. Ei au folosit dispozitivul pentru a oferi organelor lui Mesh o pauză în timp ce așteptau încet ca temperatura corpului ei să crească. În cele din urmă i-au repornit inima și au readus-o la viață mai târziu în acea noapte, după ce temperatura corpului ei a ajuns la 30 de grade. Conform doctorilor, dacă Mesh s-ar fi aflat în stop cardiac cu o temperatură normală a corpului, moartea ar fi venit cu siguranță, însă din moment ce știau că ea a fost afectată de hipotermie, au crezut că mai există o șansă de supraviețuire. Pot fi morții readuși la viață? Așa cum am văzut, uneori persoanele aflate aproape de moarte pot supraviețui. Desigur, în cazul despre care am vorbit, nu era vorba despre o moarte convențională. Atunci, cum rămâne cu momentele în care cineva chiar moare? Mai există speranțe pentru acele persoane? Ei bine, până în momentul de față nu am găsit nicio modalitate prin care să putem readuce pe cineva înapoi la viață. Desigur, există cazuri similare celui pe care l-am descris mai sus.
Când vine vorba de știința modernă a resuscitării, cel mai important lucru pentru persoanele care au suferit un stop cardiac este repornirea inimii cât mai rapid pentru a evita leziunile cerebrale din cauza lipsei de oxigen. Aici pot fi folosite metodele de prim ajutor. Însă, deși ele pot menține o parte din sânge să curgă prin corp, nu pot reporni inima. Pentru asta există defibrilatorul extern automat. Aceste dispozitive detectează automat bătăile inimii unei persoane sau mai degrabă lipsa acestora și permit efectiv oricui să administreze șocul crucial pentru a-l reporni. Desigur, există și persoane care cred că procesul de criogenizare ar putea permite unei persoane să supraviețuiască într-o stare de tranziție până când tehnologia va deveni suficient de avansată pentru a o readuce înapoi la viață. Totuși, principala problemă este faptul că înghețarea unei persoane este extrem de complicată. Prima problemă este că formarea cristalelor de gheață modifică echilibrul fluidelor din interiorul și din exteriorul celulelor. O altă problemă este că gheața se extinde cu aproximativ 9% în volum pe măsură ce îngheață, așa că lichidele din interiorul celulelor ar distruge ceea ce le înconjoară pe măsură ce se cristalizează. Cel mai bun lucru pe care l-am făcut până acum a fost să înghețăm bucăți extrem de mici de țesut, cum ar fi cornea și valvele cardiace. Sfera Dyson. Există totuși și persoane care susțin că moartea poate fi înfrântă, una dintre aceste modalități fiind realizată cu ajutorul sferei Dyson. O sferă Dyson este o megastructură teoretică care înconjoară o stea cu platforme. Proiectul a fost imaginat pentru prima dată de către fizicianul teoretician Freeman Dyson, care a speculat pentru prima dată despre aceste structuri teoretice în 1960. Conform lui, o civilizație în continuă dezvoltare va începe să consume cantități din ce în ce mai mari de energie. Presupunând că populația și industria acestei societăți extraterestre ar crește cu doar 1% în fiecare an, conform calculelor lui Dyson, suprafața și nevoile energetice necesare civilizației ar crește exponențial, devenind de miliarde de ori mai mari în doar 3000 de ani. Asta înseamnă că civilizația va fi nevoită să își părăsească planeta pentru a susține existența. Totuși, la un moment dat, nici măcar asta nu le va mai satisface nevoile energetice. Într-un final, Dyson teoretizează că civilizația se va folosi de energia aproape nesfârșită a soarelui. Oamenii deja fac asta, însă majoritatea energiei este pierdută. În schimb, o sferă Dyson ar fi capabilă de a capta toată energia radiată de către o stea. Megastructura ar înconjura întreaga stea, reușind astfel să îi capteze energia transmisă în toate direcțiile. Dar după absorpția și exploatarea energiei solare, structura ar trebui în cele din urmă să redirecționeze energia. În caz contrar, aceasta s-ar acumula, determinând în cele din urmă topirea sferei. Pentru un observator îndepărtat, asta ar însemna că lumina unei stele înfășurate într-o sferă Dyson ar putea părea estompată sau chiar întunecată complet, în funcție de densitatea platformelor care orbitează în jurul stelei. Dar cum ar putea o sferă Dyson să ne ajute să înfrângem moartea? Ei bine, conform teoriei, sfera Dyson ar putea oferi cantități enorme de putere unei inteligențe artificiale. Cu toată această energie, ea ar putea colecta cât mai multe date istorice și personale despre fiecare persoană care a trăit vreodată, până în momentul în care ar putea reconstrui o copie digitală exactă. Odată ce procesul va fi finalizat, acea reconstrucție își va trăi viața într-o realitate simulată, iar atunci când va veni vremea ca ea să moară din nou, pur și simplu va fi transportată într-o simulare diferită. Desigur, posibilitatea sună absolut incredibil pentru noi, însă ideea este deja luată în considerare de către transumanistul rus Alexei Turkin. Ideea este descrisă ca planul C, partea drumului de parcurs pentru imortalitate. Planurile A, B și D implică extinderea vieții crionica și respectiv nemurirea cuantică. Concluzie.
pentru moment, atingerea nemuririi și readucerea morților la viață sunt niște concepte extrem de îndepărtate. Există persoane care susțin că oamenii nu vor înfrânge niciodată moartea, în timp ce alte persoane cred că aceasta va fi evoluția noastră firească. Rămâne de văzut cine va avea dreptate, însă putem spune cu certitudine că oamenii vor continua să se dezvolte, așa că tot ce putem face este să așteptăm. Asta a fost tot pentru astăzi, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest video, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.